Cele două echipe s-au mai întâlnit în această vară pe stadionul Dealul Florilor, iar rezultatul a fost unul egal, 2-2, după un meci spectaculos cu multe faze de poartă. Tot în această săptămână, Olimpia Mare a programat un meci de verificare, vineri de la ora 17 pe stadionul Olimpia cu Unirea Valelui Mihai. Antrenorul Tibicic speră că în scurt timp conducerea să rezolve transferurile promise. E vorba în primul rând de un atacant. Știu că sunt negocieri avansate cu mai mulți jucători, dar nu putem da nume, a spus Cic. În schimb, antrenorul Olimpia a avut cuvinte de apreciere la adresa lui Toca Cerareș, mijlocaș de bandă dreaptă venit de la Universitatea Cluj-Napoca. A fost la Ucluj și Polia și cred că ne va ajuta în acest sezon, spune Cic. Presa sălăjeană susține că Olimpia ar fi interesată și de mijlocașul Mihai Bode, cel mai bun om al sălăjenilor în partida retur din barajul de promovare în Liga a 3-a. Mijlocașul Mihai Bode, considerat de mulți ca fiind unul dintre cei mai valoroși fotbaliști sălăjeni ai ultimului deceniu, a întors practic rezultatul de la 0-2 la 5-2 în meciul câștigat de Luceafărul Bolan cu Olimpia 2 Satu Mare. Bode a reușit o execuție de excepție în minutul 63, în scorul a devenit 3-2 pentru formația din Bălan. Acesta a fost faltat la marginea careului de 16 metri al porții adverse, a profitat de neatenția fundașilor și a portarului advers, a așezat repede balonul și a înscris printr-un șut la colțul lung aproape de vinclu. Pe lângă cele 3 goluri marcate, Bode a mai reușit și câteva pase și driblinguri de excepție. Transferul lui Bode e însă greu de realizat, mijlocașul având pe lângă fotbal și un loc de muncă, ce-l face greu de convins să se mute la Satu Mare.